Bună seara, stimați telespectatori! Bine ați venit la ediția 6 emisiunii Cube Arena Sport. Sunt Levente Balint și, ca de obicei, și astăzi am invitați valoroși, invitați importanți pentru ceea ce înseamnă fotbalul timișorean, fotbalul din regiune și, de ce nu, fotbalul românesc. Astăzi, alături de noi în emisiune, doi oameni care, în urmă cu 17-18 ani, erau printre idolii tribunelor timișorene. Astăzi au luat-o pe drumul antrenoratului, dar și al antreprenoriatului sportiv, aș putea spune. Bună seara, Silviu Bălace! Bună seara, Răzvan Ionilă! Ne bucurăm că vă avem în emisiune. Sunteți oameni care au activat la cluburile din zonă. De ce spun asta? De ce subliniez așa cum v-ați obișnuit de-a lungul acestor emisiuni? Ne dedicăm fenomenului sportiv din zona de vest, dar și din zonele, din județele Gorj, Dolj și Mehedinți. Iar astăzi vorbim cu Silviu și cu Răzvan, care au pornit activitatea lor de fotbalist, au pornit nu din Banat, ci din alte părți ale țării și ne vom opri și asupra perioadelor petrecute acolo, dar vom vorbi cu ei și despre ce se întâmplă în acest moment acolo. Bun. Emisiunea va fi structurată în trei părți. Prima dată vorbim despre perioada lor de jucători, în special cea de la Politehnica Timișoara, apoi despre proiectul actual, dar și despre munca destul de grea pe care ei o fac acum la terța divizionară ACS Poli Timișoara. Fiindcă, înainte să intru cu ei în subiect, aș vrea să spun că pentru a evita orice polemică legată de numele Poli, voi specifica de fiecare dată când e vorba despre una sau alta dintre Poli ce a fost de-a lungul timpului, voi folosi numele corect, numele din acte de atunci a Politehnicii Timișoara sau de acum. Bun. Silviu, au trecut 17 ani aproape de când ai venit la Timișoara, dar cred că Răzvan a venit dinaintea ta, dacă nu mă înșel, nu? Cu Răzvan, tu ai venit cu grupul AEC, da. Hai să ne amintim așa, pentru început de emisiune ne facem încălzirea cronologii. Cum a fost acea mutare? Din punctul meu de vedere a fost o mutare benefică și pentru Timișoara, mai ales că în perioada aia ducea lui să tot așa ca și acum de fotbal. Lumea era doritoare de fotbal. S-a făcut acea fuziune între AEC București și Politehnica Timișoara sau comasat, nu știu exact termenii care au fost atunci, s-a făcut Poli AEC Timișoara. Avem după promovare frumoasă, dar fără bani. Atunci îți mai duci aminte, îmi cer scuze, ce variante se discutau pe acolo înainte să veniți la Timișoara? Mai erau și alte orașe. Erau și alte orașe, dar în perioada aia era Toni Doboș care se ocupa de toate. El era și președinte, și investitor, și de toate. Care a fost echipa preluată de la Florea, a fost Rocar. Tu, practic, ai jucat la echipa care a promovat atunci, da, în Liga 1. Da, am fost mai înainte la Rocar. Deci hai să facem CV-ul atunci, de jucător. Rocar și înainte ai pornit... Rocar, atunci am fost și cu Silviu la o perioadă scurtă. Eu am fost mai puțin la Rocar atunci. În perioada retur am semnat eu cu Rocarul, dar am jucat pentru echipa a doua, Fulgerul Bragadirul, care era în Liga 2. Aveam 19 ani, mi-a zis Dumitriu, care era antrenor, mi-a spus, du-te să joci, că e mai bine. Da. Și după aceea s-a retrogradat, s-a făcut, din două echipe s-a făcut una, care s-a promovat în următorul an în Liga 1. Și așa s-a ajuns la Timișoara. Impactul cum a fost? Practic a fost o altă lume din punct de vedere al prezenței publicului în tribune, că voi jucați într-o zonă. Când am ajuns la Timișoara, țin minte, veneam după cantonamentul de la Herculane. Eu am prins decât o perioadă de cantonament, decât jumate, că am fost cu lotul de tineret într-un turneu în Canada și am prins decât jumate de cantonament. Când am ajuns la Timișoara, am crezut că vin iar la fel, fără spectatori, cum era pe Rocar. La primul meci, țin minte, la primul meci cu Sportul, au fost vreo 10.000 de spectatori. Am rămas mască. Cu Bacăul a fost... Amical. În meci amical, da. Meci amical cu Sportul, dacă nu mă înșel, cu Sportul. Sau Corvinul, dacă nu mă înșel. Nu, cu Sportul. Bun. Și când am văzut 10.000 de spectatori, au tremurat și glezne și genunchi și tot. Se poate spune că, acum sincer, dacă voi ați fi optat atunci pentru, nu voi, jucătorii, ci conducerea ar fi optat pentru un alt oraș, ce șanse ar fi avut acest proiect? Nu cred că
ca la Timișoara nu cred că avea același impact. Nu cred, nu văd, simt perioada aia și nu văd. Poate la Cluj mai putea să aibă un impact la fel de, dar atunci cred că avea o echipă, cred. Da, era, da. Deci nu avea... Tu, Silviu, ai venit după Răzvan, în primăvara anului 2003. Mutarea ta, venirea ta la Puni, în ce context a petrecut, dacă ți-aduci aminte? Eu mi-aduc aminte, eu de la Reșița am venit, ajunsesem la Reșița, fusesem jucătorul Craiovei, semnasem un contract cu patronul de atunci al Reșiței, Dinel Staicu? Dinel Staicu, da. Și nemai fiind lucrurile foarte în regulă la Reșița, am vorbit cu Toni Dovoș, pe care îl știam din perioada Rocar, și și-a dat acordul să vin, să mă mai vadă, să vadă cum sunt. A fost o perioadă de acomodare destul de dificilă, în care am vrut să plec de vreo două ori, pentru că s-au întâmplat așa anumite lucruri neplăcute. Te referi la Poliaec? Da. Am avut un pic așa, vreo două, trei luni de plec sau... Până la urmă, unde te-a luat, Toni? Asta a fost. Asta e, că acum suntem la... se clasează toate acum, deja da, putem nu să nu este glumez. Niciun... Noi, că și avem o relație bună cu Toni. E un lucru total corect și adevărat ceea ce spun. Când chiar eram cu bagajele în taxi, să merg la gară, și atunci am sunat, venise domnul Mulțescu, antrenor, și da. Haide că uite, am discutat, vin, și eu... Întâmplarea a fost că în ziua aia, când vrei să ții bilet prin agenție, nu ți-l dă. Și atunci trebuie să merg la gară. Că a fost un semn, da. Dacă luam biletul direct de la agenție, nu mă mai întorceam. Clar. Era 100% că nu mă mai întorceam și... Da. De că m-am întors și am rămas. Am jucat vreo 2-3-4 meciuri la tineret. M-am luat odată în lot. Eu chiar am debutat la UTA. Da, exact asta vreau să spun. Că... am câștigat 1-0. La fel, îți dai seama, când am văzut... Văzusem la meciurile pe care nu le-am jucat și am stat în tribună, văzusem impactul spectatorii, ceea ce înseamnă... Na. Veneam totuși de la... Avusesem și eu la Craiova câteva... și debut la universitatea și știți bine că și oltenii sunt foarte înfierbântați pentru sport, pentru fotbal și mai văzusem, dar ce am văzut atunci aici și a fost peste ce s-a... Eu cred că în România acest gen de derby UTA-Poli este unic. Nu cred că mai se mai poate vorbi de o asemenea intensitate la un meci de acest gen. Chiar nu prea se... Acum, în ultima perioadă, s-a încercat așa să apară acest derby al Moldovei dintre Iași și Botoșani, dar cred că prea curând niciodată nu va ajunge la acea intensitate. Ce-ți mai aduce aminte de la acel meci? Hai să facem un remember. Golul a marcat Mircea Oprea. Mircea Oprea, da. 1-0? 1-0, da. Un retrogradat e atunci? Bine, au mai fost vreo 7-8 etape, mai multe chiar, și noi am ajuns la baraj. Mă știu exact. Dar a fost un meci foarte important, a contat foarte mult până la urmă în economia finală. Îți dai seama, mai ales fiind derbiul ăla, sunt multe lucruri. Impactul prima care îți rămâne, așa mi-a rămas, impactul suporterilor. Bucuria lor. Țin minte că după meci am intrat la Casa Poli, am rămas în cantoane pentru că aveam iară meci și ne-au scos, au venit în față acolo, lângă catedrală și chiar am ieșit din nou la geam și... A fost o intermediar, a fost într-o zi de miercuri, după aceea Poli avea iarăși un meci acasă. Am rămas în cantonament, și am ieșit, am cântat cu ei, plus că acolo toată lumea și-a dat șurturi, am rămas în chiloți. Romică Buia, celebra poză cu Romică Buia. Sunt lucruri care te fac mândru când ești jucător și vezi că oamenii chiar apreciază și chiar au apreciat. Atunci, 3-4 ani au fost, pe care ușor, cred că lucrurile s-au schimbat un pic. N-a mai fost aceeași dorință nici din partea suporturilor sau oamenilor care veneau
Dar cred că și sufletul pe care îl puneam noi și inima cu care ne dăruiam atunci în teren îi făcea pe oameni, pentru că și asta văd și acum. Rezultatul e ok, toată lumea haide să iei punctele, dar cred că și jocul contează foarte mult, își pune foarte mult amprenta, pentru că am văzut în perioada asta, înainte să mă las și am venit la ACS Poli, au fost câteva rezultate ok, dar jocul, din punctul meu de vedere, n-a fost acela care să atragă spectatorul, să vadă spectacolul, să vadă altceva, mai multă dăruire din partea fiecărui jucător. Și atunci nu poți să-l atragi, nu poate să vină, să stă, am văzut, pur și simplu să stau la spectacol. Țin minte, chiar am acum în minte meciul ăla cu Steaua. Au fost, cred că, 25.000, cred că au fost. Da. Dar, se eram în tribună, stăteau ca și la un spectacol. Nu vedeau nimic care să te facă să te ridici. Practic, noi asta făceam atunci. Ne dăruiam până la epuizare și atunci omul vede și apreciază că ești atât de dornic să realizezi niște lucruri, chiar dacă în multe meciuri poate nu a câștigat sau au terminat la egalitate, dar pur și simplu ne-am pus sufletul pe tavă și e normal să mai ai și eșecuri. Conta mult, cum a spus și Răzvan, faptul că timp de 5 ani Timișoara nu fusese în Liga 1, nu ai reușit să joci atât de mult pentru Poli precum Silviu, dar totuși bănuiesc că au fost câteva meciuri care ți-au rămas în memorie. Care a fost cel mai... Și cel cu UTA. Am jucat în meciul, am intrat vreo 10 minute în locul lui Osman. Da. Cum mă ținem, stai australian. Da, închizător, Levent Osman, nu, da. Nu al lui Osman, mint. În locul lui Osman am intrat, Nea Gigi Mulțescu l-a chemat de la încălzire pe el. Da. Și eu l-am strigat pe Nea Gigi, el neînțelegând românește, i-am zis, Nea Gigi, bagă-mă pe mine, lasă-l pe Osman pe deoparte. Mă, poți să joci? Da, intră în teren. Aha. După meci, Osman era și prietenul meu, făcea, no, frate. Era australianul turc, Levent Osman. Da, australian de origine. Ajuta cel în acel moment, Poli. Este clar că... Foarte mult fotbalist. Da. Pentru tine, excluzând acel meci cu Tamai, povestea Silviu despre primirea pe care v-au făcut-o suporterii după victoria de Rota. Care moment a mai fost și un moment mai inedit? Cred că meciul cu... când am bătut în Ghencea 1-0. Țin minte, am venit cu trenul și când am ajuns dimineața la gară, gara plină. Mi-a venit să cred. La gara plină de suporteri. Nu știu, am plecat după cam o oră și ceva de acolo de la gara. Foarte... Ce să-i devis. Devis. Acum, în general, eu lucrând și în fotbal, în general evit să se discute despre partea financiară, dar puteți așa, acum v-am zis, lucrurile au rămas cu mult timp în urmă. Care erau câștigurile voastre atunci așa? Hai să zicem o primă pentru o victorie. Nu, cred că jucam $300 cu 600, zice. Și mai erau prime speciale gen Steaua, dar erau dolari. Sau un derby. Sau un derby cu UTA. Câștigurile nu are cam cum erau. Salariile au foarte mici. Cel mai mare salariu, din ce știu eu, cred că erau vreo $20.000 avea... Pe an, stați, ne trecem pe an. Pe an. 20.000 de dolari, cred că avea Promica, cel mai mare. Da. Oma, nu se supără că am divulgat, dar a trecut deja timp. Rom e prietenul meu și a lui și nu are. Da, au trecut ani. Sunt acele victorii de care am amintit cu Steaua și UTA, dar pentru tine, Silviu, care a fost cel mai neplăcut moment așa? Mă refer la partidele din acea perioadă. Ok, Poli Steaua 1-8 a fost ceva special acolo, parcă nici nu te-ai supărat, excluzând eșecul drastic, dar așa un moment care ți-a rămas mai neplăcut așa în memorie legată de perioada. Nu, sincer, în perioada nu prea rău. Nu prea rău. Nu prea rău în momente. Și dacă luai bătaie, era ok, zâmbetul pe buze, o luăm de la capăt. Sincer, neplăcute nu am avut. Asta nu pot să fie un moment neplăcut, pentru că antrenamentele erau foarte... Asta ne-au rămas, cred că, tuturor în minte. Domn profesor Pandic, noi așa i-am spus tot timpul, domn profesor, făcea niște antrenamente cu noi. Deci noi după meciuri nu puteam să zicem că ieșim să pierdem o seară, pentru că știam ce ne așteaptă lunea la antrenamente. Și... El era adeptul amenzilor sau cum? Din gură, care era? Din gură, da. Romic era cel mai amendat din gură. Da. Așa ceva, mai o întâmplare mai specială cu Pandi sau cu... Cu Pandi sunt multe. Una care se poate spune. Cu Pandi sunt multe. Un om mai specială. Mai specială că avea ce avea cu Romică. Da. În timpul cântarul. Glumim puțin, adevărul că și Pandi când era fotbalist nu era un jucător care să exceleze prin alergătură, nu. Forma fizică.
Și probabil el încerca după aceea să compenseze, să-l facă pe Romică să fie mult mai conștient. Ei fiind și bun, foarte bun prieteni și colegi de cameră, am înțeles pe unde au, pe la, și pe, cred că și la Național au fost, dacă nu mă înșel, colegi de cameră odată, când a fost Romică. Vrea să-l dea tot timpul exemplu pe el. Chiar dacă era printre cei mai bătrâni, dacă nu mă înșel, vrea tot timpul să dea exemplu, el să dea, Romică să dea exemplu echipei, el să fie primul. Și atunci era normal că erau și carnele astea între ei, dar erau constructive, nu, niciodată nu a fost supărare între ei sau ceva de genul. Ce făcea Pandi de știa așa să vă motiveze? Cineva îmi spunea, eu cumva îl compar din punct de vedere al motivării cu ce făcuse ulterior Dușan Uri la Poli. Zicea un jucător că la pauză intra Dușan în vestiar când Poli era condusă sau nu știu ca bine. Zicea ceva, nimeni nu înțelegea nimic din ce spunea, o amestecătură de cehă cu engleză, dar jucătorii ieșeau altfel. Cum era Pandi? Bine, glumind puțin că... La Pandi nu mai era cehă, Pandi era română tot. Da, era română, da. Din punctul meu de vedere, pentru mine, am lucrat cu foarte mulți antrenori, ci cel mai corect antrenor, ca și om. Da, și din punct de vedere al selecției și al... Foarte drastic, foarte sever. Pentru mine... La kilograme, la disciplină... Nu făcea rabat de la nimic. Lucruri normale, care le-a făcut cu noi, a tras foarte mult de noi, a scos masă. A fost spre binele nostru, nu? Și atunci foarte, foarte multă seriozitate cerea și punea foarte multă pasiune și el, adică se completa perfect cu noi. Dar voi de ce credeți că el nu și-a continuat activitatea de antrenor? Poate caracterul din motivul ăsta... Normal, că păi a și spus-o. Cere prea mult, e prea pretențios. Nu, nu-i place să fie condus. Nu acceptă să se... Nu, în ultimii ani buni, numai președinții au făcut echipele, ceea ce... La noi nu există așa ceva. Nu există. Și Tomas a și spus. Am mai încercat, cred că la Vaslui, nu mai știu. A fost și pe la Farul Constanța la un moment dat. Dar a și spus lucrurile. Nu, probabil că nu a avut libertatea care și-ar dori eu el să-și facă o echipă și eu n-am mai vorbit de ceva. Nu a plăcut niciodată să se bage cineva peste el. Acum e normal să mai discuți cu cei care finanțează, cu președintele, dar se exagera cu lucrurile astea și el niciodată n-a acceptat și atunci chiar a zis, mai bine, m-am apucat la... Unde e acum la postul de televiziune și... Timpul, se poate spune, nu, că până prin 2005 ianuarie la venirea BKP a fost așa o perioadă oarecum, nu neapărat boemă sau romantică, dar parcă, mult, parcă ceva mai visătoare, ceva mai, nu știu, nu neapărat sufletistă. Lumea aprecia foarte mult angajamentul. La când venea, odată cu venirea BKP-ului, cumva clubul s-a profesionalizat mai mult, a devenit mult mai eficient, mai pragmatic. Și din punct de vedere financiar și din toate punctele de vedere. Cum a fost trecerea la BKP? Eu am prins-o, cred că el a prins-o mai bine ca mine. Eu atunci în perioada eram accidentat și am stat aproape 2 ani atunci pe Tușe. El a prins-o... A fost un moment de fericit. Da, a fost momentul meu de cumpănă. Dar cred că Silviu a prins și cu contractele și cu schimbările de contract. A prins toți jucătorii, toți antrenorii, Oleroiu, Hagi, Cărțu, pe Dușa nu l-ai mai... Nu, atunci am plecat. Atunci ai plecat. Chiar și eu că am vrut să mă readuc înapoi, dar nu știu unde a fost. Tu de ce ai plecat atunci de la Poli? De ce am plecat? Hai să depănăm amintiri. Am plecat, am mai spus-o, cred că... Am fost înțeles greșit, eu am avut o ambiție. A fost clar primul pas greșit pe care l-am făcut. Încă o dată spun, n-am avut poate un sfătuitor lângă mine care să mă îndrume, să nu știu. Am avut o perioadă probabil, eram chiar capitanul echipei, venisem după un campionat făcut bine, zic eu, spre foarte bine. A plecat Gică, nu? Am rămas nerot ultimele etape, am avut ofertă de la, tu știi foarte bine. Bun, haideți să acum se poate spune cam dezvăluim despre ce a fost vorba. Era vorba de o plecare în străinătate. Am avut ofertă, să plec la Cotbus, chiar am discutat chiar și cu tine, am discutat zilele trecute așa un pic de subiectul ăsta și am discutat chiar cu antrenorul lor. Nu s-a concretizat transferul, clubul mi-a mărit contractul pentru că, nelăsându-mă să plec,
s-a activat o clauză în contractul lui Vlad Munteanu, care era jucătorul Dinamo și avea o clauză mai mică decât a cerut Poli pe mine la Cottbus, și atunci au activat și l-au luat pe el, eu rămânând la Timișoara. Mi s-a mărit contractul, normal, era normal, pentru că erau mulți jucători care aveau contracte peste mulți din vechea echipă, da. Nu? Și atunci trebuia să aducă contractele la un nivel. Nu le-au ajuns pe ale noastre, nu au ajuns la nivelul celorlalți, dar asta este altă discuție. Fiecare da, au existat, își, mi-aduc aminte la acel moment. Au măriri de contracte, da. Și au fost, și e normal să fie, pentru că toți practic munceam și trebuia să ajungem cât de cât la un nivel. Și am semnat un contract pe 5 ani, eu zic că foarte bun, pe care l-am acceptat. Și atunci nu știu ce a intervenit. Discuție între conducători, că am stat deja 3 ani jumătate, e momentul să plec. Am început puțin șicanele, au dat puțin în mine și în presă, în fiecare meci, și eram la pauză scos și mi-am ieșit un pic din... Poate n-am mai avut nicio formă, e normal să am o scădere de și eu unele meciuri, m-am obișnuit toți, poate să joc la un nivel. Am scăzut puțin nivelul, pentru că am spus, este o perioadă în care un jucător are momente de coborâș, de urcuș din nou, și atunci nu s-a mai avut răbdare cu mine. Și la finalul turului am apărut fără să-mi spună nimeni nimic. Am văzut că domnul Iancu, la câteva discuții pe care le mai aveam cu echipa, parcă nici nu mă mai vedea. M-a întrebat cine e capitanul echipei, niște lucruri care m-au pus așa puțin pe gânduri. Da, dar domnul Marian Iancu niciodată nu zicea nimic întâmplător. Este clar. Și la televiziune, și în discuțiile cu echipa. Au dat în mine atunci și antrenorii care au fost și așa, lucruri care m-au deranjat. Și a culminat cu acel finalul acelui tur de campionat în care am apărut, țin minte, în ziar și eu și Ola, că sunt puși pe lista de transferuri. Și eu care mai aveam încă 4 ani jumate contract, doar ce semnasem contractul. Dar dacă nu ți-a mai plăcut de mine, puteai să mă las să plec, nu? Să-mi fac și o altă carieră. Și atunci m-am ambiționat, am așteptat și eu, poate după aia suporterii s-au aprins la adresa mea, nu știu de ce, pentru că nu eram primul care pleca de la Timișoara, au fost alții jucători care au plecat. Poate și eu m-am așteptat să-mi ia și ei puțin mie apărarea, că na, nu a fost dorința mea să plec. Și nu, am văzut că nu s-a întâmplat nimic din partea nimănui. A venit o ofertă, până la urmă eu am înțeles că existau niște colaborări destul de ok și niște înțelegeri destul de ok între președinții celor de la Dinamo cu Poli, până la urmă nu era rivalitatea aia care noi o vedeam în rândul nostru al jucătorilor, pentru că mi-a dorit enorm să bat în meciurile pe care le-am avut contra celor de la Dinamo, doream să văd oare ce se întâmplă, ce atmosferă va fi când noi vom reuși să câștigăm o dată. Uite că eu n-am reușit, a reușit echipa după aia să câștige contra celor de la noi. S-a întâmplat cu Fanta de Lumină. Mereu, chiar meciul chiar e și marcat. Meciul am marcat, am ratat la... Și prietenul nostru comun, Ionuț Angheluț, a avut acea bară care a intrat în istoria meciurilor politice. Celebra bară, da. Bun, a urmat după aceea pentru tine Dinamo Vaslui. Da, și a fost o ambiție până la urmă. Și eu mi-am pus, toate că am plecat pe un contract mai mic acolo decât la Timișoara, și atunci ți-am zis, poate dacă aveam, dar din punctul meu de vedere este greșeala pe care am făcut-o, pentru că puteam să rămân, să stau pe contractul pe care îl aveam, eram liniștit, dar eram într-un moment bun. Aveam 28 de ani în care am zis cum, m-au amenințat că mă trimit la echipa a doua dacă nu mai joc, și atunci am zis cum să nu joc, cum? Și m-am ambiționat și zic cine o să, unde o să mă dea, acolo o să plec. Și uite că înțelegerea a fost cu Dinamo și după aia toată lumea m-a judecat, dar necunoștință de cauză. Adică... Da, cum am zis, după aceea a urmat Dinamo, a urmat Vaslui. Ulterior promovarea cu Turnul Severinu, o promovare cu ACS Poli. Ai avut, nu știu cum să spun, ai avut ocazia, să nu spun nici norocul, nici ghinionul, să lucrezi cu patron foarte, hai să spun, cu personalitate. Dacă poți să-i caracterizezi pe fiecare într-o frază, zicem Dinel Staicu, cum era? Un
l-am prins în perioada lui de început, adică nu se implica foarte tare. Nu l-am văzut așa un om care se implice foarte mult și nu prea cunoștea fenomenul foarte bine. Da. După aia s-a mai dezghețat și el, s-a mai trezit un pic când a ajuns la Craiova și așa a luat el în plină. N-ai avut probleme cu el sau? Nu. De Marian încă ai spus mai înainte, cum l-ai caracterizat câteva cuvinte? Cum ai simțit tu ca jucător în raport cu... A fost ok. A fost ok atunci când au venit la început. Așa, față în față, în asta cu dânsul de vorbă. Da. Doar în momentul când am semnat contractul, toate lucrurile erau ok. Da. Vorbe frumoase, după care în grup, ți-am zis, am văzut răutatea și... Când am semnat contractul cu Dinamo, la fel, am fost la el la firmă la București și nu a venit să discute cu mine sau nu știu, am zis, eu am declarat atunci că m-a aruncat pe măsea stricată. Da, și l-am deranjat. Cred că și mai tumultuos a fost viața cu domnul Porumboiu. Da, este, nici vreau să vorbesc prea multe de fiecare dată. Nu, dar până la urmă, de ai rămas, ai realizat lucruri bune la Vaslui, tu și ai stat destul de mult. O calificare chiar în grupul Europa League, cu bunele și cu relele din acea perioadă. Da, pentru mine este cel mai dintre toți patronii. Cel mai nu. Cel mai nu din partea, nu cuvinte de laud. Da, am avut jumătate de an mi-a fost ok, după care 4 ani am avut destul de suferit. La fel, pentru că eu mi-am spus de fiecare dată punctul de vedere. Și nu mi-a plăcut niciodată să stau și să perii pe cineva și i-am spus lucrurile în față și mi-a arătat ce înseamnă dacă ții capul sus și vrei să-și ceri dreptatea. Înainte să trecem la următorul subiect legat de proiectul vostru Galaxy, apropo de asta, ți se pare în continuare că statutul jucătorului în relația cu conducătorii de cluburi este la fel de incorrect, adică în continuare jucătorii sunt la fel și antrenorii, tratați nu tocmai profesioniști și nu tocmai ok din punct de vedere din păcate, uman. Da. Din punctul meu de vedere, da. Încă acum în 2020. Din păcate, da. Dar la noi deocamdată nu se va schimba nimic, din ce am văzut și eu acum și nu cred, nu văd, cum se spune, luminița de la capătul tunelului. Nu am repere, nu am cum. Haideți să fim mai pozitiv, să trecem la următorul subiect, mult mai plăcut. E vorba despre proiectul pe care l-ați demarat la Galaxy Timișoara. Rog pe colegii mei în fundal să difuzeze imaginele de la un antrenament joc al băieților pe care aveți la Galaxy. Sunt niște înregistrări făcute sâmbătă dimineață. Da. Și aș vrea să te întreb atunci, rog pe Răzvan, că el este de la începutul proiectului. Da. Cum a venit ideea proiectului și cum ați început această frumoasă poveste care ține de... În 2015, vară, iunie, iulie. Da, imediat după ce m-am lăsat de la CS Poli. Da. Da. Răzvan, cum a fost? Întâmplătoare. Bun. Ca la marile invenții. Marile invenții survin după cazul întâmplătoare. Eu m-am lăsat la 29 de ani din tot motivele care le-am avut cu sănătatea și din păcate de asta m-am și lăsat de fotbal. Neputând juca, sănătatea am avut-o cam șubredă. Și m-am lăsat de fotbal și m-am apucat imediat de antrenorat. La 29 de ani am și preluat o echipă de divizia C la București, Comprest. Am plecat de acolo după o perioadă și de mult aveam în cap proiectul ăsta care l-am făcut acum, care l-a făcut de fapt Silviu, este ideea lui Silviu și al domnului Goran Corojor. Întâmplarea a făcut să mă întâlnesc cu el după ce au reșit actele, nu? Dacă mi-aduc bine aminte, au reșit actele clubului. Nu era în Timișoara? Eram în Timișoara. Era în Timișoara. Eu n-am plecat din 2002, eu n-am mai plecat. Am rămas și m-am stabilit aici. Și întâmplarea a făcut că m-am întâlnit cu Silviu la un tenis cu piciorul, dacă nu mă înșel, pe Lemon. Dacă vreau să antrenez, dacă vreau să intru în proiect, dacă am stat cu el de vorbă, din start am zis, mergem înainte. Cu 6 copii, mergem înainte. Ție cum ți-a venit ideea? Mulți fie se fac antrenori, se concentrează pe asta, alții încearcă să fie manageri sportivi, alții se
implică lumea impresariatului sportiv. Până la urmă, nu ești miliardar, dar totuși ai reușit de-a lungul carierei să aduni ceva bani, puteai să îi cheltuiești pe cu totul alte lucruri. Ce te-a făcut să intri în această poveste, cum am zis, care ca asemenea altor cluburi juvenile din zonă, speram că va avea un succes și mai mare în continuare. Da, a fost ideea înainte să mă las. Aveam gânduri așa să realizez acest lucru. Aș fi vrut să mai și joc, până la urmă am constatat că a fost ok, că m-am oprit atunci, pentru că am reușit să deschid această școală de fotbal, pentru că deocamdată suntem școala de fotbal, nu ne transformăm așa peste noapte în academie, așa cum observ unele lucruri care nu mi se par ok. Cu partenerul meu, cu Goța, pe care îl știi tu foarte bine, am stat de vorbă, am reușit să-l conving, am văzut, fiind în Timișoara 3 ani de zile, pentru că după ce am plecat perioada de jucători, după ce am plecat, n-am mai reușit să stau foarte mult să văd ce se întâmplă în zona asta de copii. Și l-am convins și pe el să devină partenerul meu și să fie alături de mine. După care m-am întâlnit cu Răzvan, el a fost, cum a spus și el, imediat de acord. Am dat zvon în țară, aveam baza și ne-am apucat să, așa după gândirea noastră și ideile noastre, care cred că până la ora asta au fost ok, am început să punem în aplicare, ne-am luat ce ne trebuie pentru antrenamente și ușor, ușor am început să adunăm copii. Concret, trebuie să se lucreze să se investească financiar, să se investească la infrastructură. Cum s-a produs asta? Ca în orice business, ați venit toți cu banii sau cum a fost? Cum s-a derulat? Da, normal, norocul nostru a fost că avem terenul. Da. Da, terenul a fost al nostru, aveam posibilitate să ne antrenăm iarna, având căldură acolo. Începând vara, la fel, ne feream un pic de soare, pentru că la noi balonul este tot timpul acoperit și ne-a ajutat foarte mult lucrul ăsta. Investiția practic a fost în materiale sportive, în tot ce le-am oferit copiilor. Fiind copii puțini, nu aveai nevoie de foarte mulți antrenori, eram amândoi. Mai era Gideon, sperăm să-l aducem, pe care sperăm după 4 ani de zile să-l aducem din nou, pentru că a avut un impact fiind de culoare, nu? Da, este jucătorul, lumea din zonă s-ar putea să-și nevoie de jucătorul de la Giar, care a vrut foarte mult timp la Giar. Muncim și ne străduim de 4 ani să-l aducem înapoi. Sunt probleme cu permisul de muncă, e greu, cum e acolo, e foarte greu, dar sperăm că într-o lună, două să fie din nou alături de noi. A fost un pas greu, nu? Te trezești cu 5-6 copii și te gândești, wow, dar am sperat că vor veni prin lucrurile pe care le vom face cu ei, și pentru că nu ne-au venit de la început copiii, wow, mamă, am stat cu ei în genunchi, să le arătăm de la cum să lovească mingea, cum să-mi dă genunchi. Practic așa am început, copiii mici, cu lovirea mingii. A început greu și pentru noi. Răzvan mai antrenase pe aici, pe acolo, dar nu copii, seniori, care, nu știu, un lucru total diferit. Norocul meu a fost că am făcut o școală de fotbal la Pitești, acolo am și știam un antrenor foarte bun, care l-am avut pe Mihai Georgescu, care și acum are o școală. Are o școală de fotbal și avea, ideile dânsului au fost foarte benefice și pentru noi și pentru... Mie mi-au rămas multe chestii bune în minte de la dânsul și... Da, urmează impactul după aia, care l-ai cu copiii. Cer scuze, cum, în acest moment câți copii aveți în total și câți antrenori? Păi suntem 200, spre 250 aproape de copii, și aici includ și grupa de fete pe care am format-o în această vară,
Ați făcut-o fără nicio impunere, că acum e discuția legată de faptul că... Ne-am gândit și la Cluj, da, dar noi da. Când am deschis școala, am căutat tot timpul să aducem și băieți și fete. Au venit la început câteva fetițe care pe parcurs au renunțat, probabil intrând mai în miezul problemei, cum se spune, au văzut contactele între băiat și fată, fiind fetițele fiind puțin mai fragile și au mai renunțat pe parcurs. Dar de fiecare dată le-am atras atenția părinților să-i ducă să facă un sport, chiar dacă nu mai fac fotbal la noi, să meargă să facă orice sport, pentru că este foarte benefic pentru dezvoltarea lor. Bun, mai avem 4 minute până la pauză, după pauză vom continua discuția despre Galaxy, dar așa tu ca te pot considera și tehnician și investitor până la urmă, care au fost principalele piedici pe care le-ai întâmpinat? Foarte multă lume din antreprenoriatul românesc se plânge de faptul că fie sunt impozite, fie legislație, fie sunt unii care au învățat. Care sunt aspectele care dacă ați fost blocați din motive externe, exterioare vouă? Pe obținerea hârtiilor, cum ai spus, n-am avut, numai că s-a durat foarte mult. Abia după un an de zile noi am tras cu dinții să obținem certificatul de identitate sportivă, cel de la București. Da. Pentru că puteam să obținem de la AJF-ul din Timișoara, era CIS-ul mic, cum se spune, dar am dorit să obținem CIS-ul mare și am așteptat chiar un an de zile. Din 2016 am fost CS Galaxy și ne-a obligat să ne transformăm în ACS, să le facem din nou acte și chiar am așteptat un an de zile până ne-au venit. Dar suntem cu toate lucrurile. Deci, dacă ați fi să contribuiți la îmbunătățirea unor lucruri la capitolul ăsta, asta ar fi birocrația. Mi se pare că e mult prea și în plan sportiv și în legislație și în alte lucruri. Tot. Da, sunt... Este foarte greu și e greu să faci o școală de fotbal atât timp cât te lovești de anumite, avem noi și acum problemele care le avem cu baza sportivă, să poți să... Bun, asta e un subiect pe care îl dezbatem după pauză. Din păcate, da. Sunt o grămadă de baze sportive în Timișoara care sunt paragină și nu se investește de ani și ani de zile, dar nici nu te lasă să investești. Deci mai bine rămân așa. Când am început acest ciclu de emisiuni, ăsta a fost un motiv pentru care am demarat această emisiune. Să dezbatem și problema infrastructurii, care se pare că la capitolul sportiv, din aceste 7 județe despre care vorbim, este una dintre cele mai precare situații, din păcate. Va fi cu siguranță o temă de dezbatere foarte largă în partea a doua. Acum aș vrea să vă mai întreb, că mai avem puțin până la pauză. Practic, la voi, cum se legitimează jucătorii? Plătesc o anumită taxă? Care este procedura? Da, se plătesc. La orice club particular se plătesc, se plătește o taxă. În rest, copilul beneficiază de teren sintetic de antrenament. Sunt vestiare unde pot face, la baza Lemon vorbesc, pentru că dincolo întâmpinăm problemele. O să le dezbatem. Să dezbatem în mare ceva. Avem terenul de iarbă, care îl avem și noi închiriat. Și în rest am reușit și sunt foarte bucuros că mi-am dorit să reușesc să reușim practic să le dăm copiilor echipamente care de joc vorbesc. În rest au toate materialele, cred că pe care antrenorii trebuie să le folosească în antrenamentele cu copiii. Un teren de iarbă de care noi în perioada junioratului sau copiilor nu am beneficiat, eu zic că este în condiții foarte bune, spre foarte bune, pe care îl îngrijim, la care ține enorm. Și vom vorbi despre acest aspect după pauză, când vom dezbate, avem și o informație legată de o colaborare cu un club din Serbia, dar și despre ce fac Răzvan Ionilă și Silviu Bălace la CS Poli după pauză.
În fiecare zi căutăm soluții pentru problemele noastre. În fiecare zi oglindim realitatea corect, echidistant și implicat. Sunt Sebastian Horvat și vă aștept în fiecare zi de la ora 17:30 la jurnalul Cube. Cube TV, energia implicării. Sunt Andreea Raluca Petrea și te aștept de luni până vineri de la 16:30 la Cube Concept, emisiunea în care punem cap la cap piesele de puzzle ale unui stil de viață sănătos. În fiecare zi căutăm soluții pentru problemele noastre. În fiecare zi oglindim realitatea corect, echidistant și implicat. Sunt Alexandra Cioapo și vă aștept de luni până vineri de la ora 17:30 la jurnalul Cube. Cube TV, energia implicării. Despre piața muncii. Despre piața afacerilor. Despre civism. Despre oameni și societate. Ne puteți vedea în fiecare marți de la ora 19:30 la Cube Arena General. Cube TV, energia implicării. Sportul este parte din viața ta. Regiunea noastră a dat nume de legendă intrată în istorie. Vei trăi în direct alături de noi experiența marilor campioni. Împreună ne vom implica pentru sport. Cube TV și Cube News sunt noile tale repere media. Știri, subiecte interesante, informații utile și evenimente live. Descarcă aplicația Cube News de pe App Store, Magazine Play și www.cubemedia.ro și câștigă premii. Cube TV, energia implicării. Dacă ești un tânăr ambițios și ai preocupări civice, Cube Tonic este pentru tine. Sunt Andreea Raluca Petrea și te aștept în fiecare luni și miercuri de la ora 21 să dezbatem problemele tinerilor din România și să furăm meserie de la diversi specialiști. Cube TV, energia implicării. Sunt Corina Gluhovski. Experiența jurnalistică ne spune că în arenă oamenii pot fi și onești și civilizați, chiar dacă au opinii diferite. Vă propunem dezbateri interesante și utile pentru noi toți. În fiecare miercuri de la 19:30 la Cube Arena Actual. Cube TV. Energia implicării. Dedicare, echidistanță, corectitudine. Cube TV caută răspunsuri la probleme zilnice. Cube TV este energia implicării. Implică-te și tu. Curioși ce se mai întâmplă în lumea artei? Care sunt cele mai dezbătute subiecte în sfera culturală și care sunt poveștile din spatele celor mai îndrăgite evenimente? Sunt Andrada Boldi și vă invit să aflăm împreună la Cube Arena Cultural în fiecare joi de la ora 19:30. Vrei să știi cu ce probleme se confruntă tinerii în școli, licee, la facultate sau la serviciu? Atunci ești în locul potrivit. Tonic îți dă libertatea să te exprimi în fiecare marți și joi de la ora 21. Bitonic, stay tonic! Cube TV, energia implicării. Noi ne-am implicat, implică-te și tu. Avem energia de a găsi subiecte și răspunsuri pentru noi toți. Cube TV în Arad, Timiș, Cara Severin, Hunedoara, Mehedinți, Dolj și Gorj. Ești un tânăr cu potențial, ai succes în diferite domenii sau ai ceva interesant de spus? Te așteptăm în fiecare marți și joi de la ora 21. Hai să fii tonic împreună cu noi. Cube TV, energia implicării. Noi ne-am implicat, implică-te și tu. Avem energia de a găsi răspunsuri și subiecte pentru noi toți. Cube TV în Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Mehedinți, Gorj și Dolj. Legislația, afaceri, finanțe, gastronomie, gospodărie, timp liber, meserii, meseriași, cultură, știință și tehnologie. Toate se regăsesc de luni până vineri de la 18:30 la Cube Magazine. Cube TV, energia implicării. Noi oamenii de-a lungul diferitelor epoci ne-am modelat până am ajuns la cine suntem noi astăzi. Ce am câștigat, dar și ce am pierdut, aflați în fiecare zi de la ora 16:30 la Cube Mosaic. Cube TV, energia implicării. În fiecare zi căutăm soluții pentru problemele noastre. În fiecare zi oglindim realitatea corect, echidistant și implicat. Sunt Sebastian Horvat și vă aștept în fiecare zi de la ora 17:30 la jurnalul Cube. Cube TV, energia implicării. Noi ne-am implicat, implică-te și tu. Avem energia de a găsi subiecte și răspunsuri pentru noi toți. Cube TV în Arad, Timiș, Cara Severin, Hunedoara, Mehedinți, Dolj și Gorj. Cube TV, energia implicării. Ce este cultura? Ce o modelează, dar mai ales cum ne modelează? Sunt Andrada Boldi și vă invit să aflăm împreună în fiecare joi de la ora 18:30 la Cube Magazine Cultural. Cube TV, energia implicării. Știri, televiziune, radio, evenimente live. Descoperă aplicația Cube News. Descarcă aplicația Cube News de pe App Store, Magazine Play și www.cubemedia.ro și câștigă premii. Cube TV, energia implicării. 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 De la începutul timpurilor, un lucru este cert.
Evoluția și învățarea sunt continue. Cube TV ne aduce împreună prin emoția umană și energia cu care ne implicăm pentru a inspira generații conștiente și orientate spre oameni. Alături de dumneavoastră construim un spațiu al tuturor, de la urban la rural, de la mic la mare, de la om la om. Cube TV, energia implicării. Legislație, afaceri, finanțe, gastronomie, gospodărie, timp liber. Meserii, meseriași, cultură, știință și tehnologie. Toate se regăsesc în Cube Magazin de luni până joi de la 18:30. Cube TV, energia implicării. Sunt Corina Gluhovski. Experiența jurnalistică ne spune că în arenă oamenii pot fi și onești și civilizați, chiar dacă au opinii diferite. Vă propunem dezbateri interesante și utile pentru noi toți. În fiecare miercuri de la 19:30 la Cube Arena Actual. Știri, televiziune, radio, evenimente live. Descoperă aplicația Cube News. Descarcă aplicația Cube News de pe App Store, Magazin Play și www.cubemedia.ro și câștigă premii. Legislația, afaceri, finanțe, gastronomie, gospodărie, timp liber, meserii, meseriași, cultură, știință și tehnologie. Toate se regăsesc de luni până vineri de la 18:30 la Cube Magazin. Cube TV, energia implicării. Noi oamenii de-a lungul diferitelor epoci ne-am modelat până am ajuns la cine suntem noi astăzi. Ce am câștigat, dar și ce am pierdut, aflați în fiecare zi de la ora 16:30 la Cube Mosaic. Cube TV, energia implicării. În fiecare zi căutăm soluții pentru problemele noastre. În fiecare zi oglindim realitatea corect, echidistant și implicat. Sunt Alexandra Cioapă și vă aștept de luni până vineri de la ora 17:30 la jurnalul Cube. Vrei să știi cu ce probleme se confruntă tinerii în școli, licee, la facultate sau la serviciu? Atunci ești în locul potrivit. Tonic îți dă libertatea să te exprimi în fiecare marți și joi de la ora 21. Be tonic, stay tonic. Dacă ești un tânăr ambițios și ai preocupări civice, Cube Tonic este pentru tine. Sunt Andreea Raluca Petrea și te aștept în fiecare luni și miercuri de la ora 21 să dezbatem problemele tinerilor din România și să furăm meserie de la diversi specialiști. Despre piața muncii. Despre piața afacerilor. Despre civism. Despre oameni și societate. Ne puteți vedea în fiecare marți de la ora 19:30 la Cube Arena General. Cube TV. Energie implicării. Dedicare, echidistanță, corectitudine. Cube TV caută răspunsuri la probleme zilnice. Cube TV este energia implicării. Implică-te și tu! Sunt Andreea Raluca Petrea și te aștept de luni până vineri de la 16:30 la Cube Concept, emisiunea în care punem cap la cap piesele de puzzle ale unui stil de viață sănătos. Cube TV, energia implicării. Cube TV, energia implicării. Sportul este parte din viața ta. Regiunea noastră a dat nume de legendă intrată în istorie. Vei trăi în direct alături de noi experiența marilor campioni. Împreună ne vom implica pentru sport. Cube TV și Cube News sunt noile tale repere media. Știri, subiecte interesante, informații utile și evenimente live. Descarcă aplicația Cube News de pe App Store, Magazin Play și www.cubemedia.ro și câștigă premii. Sunt Corina Gluhovski. Experiența jurnalistică ne spune că în arenă oamenii pot fi și onești și civilizați, chiar dacă au opinii diferite. Vă propunem dezbateri interesante și utile pentru noi toți. În fiecare miercuri de la 19:30 la Cube Arena Actual. Legislație, afaceri, finanțe, gastronomie, gospodărie, timp liber. Meserii, meseriași, cultură, știință și tehnologie. Toate se regăsesc în Cube Magazin de luni până joi de la 18:30. Cube TV și Cube News sunt noile tale repere media. Știri, informații utile, subiecte interesante și evenimente live. Detalii pe www.cubemedia.ro. Știri, televiziune, radio, evenimente live. Descoperă aplicația Cube News. Descarcă aplicația Cube News de pe App Store, Magazin Play și www.cubemedia.ro și câștigă premii. În fiecare zi căutăm soluții pentru problemele noastre. În fiecare zi oglindim realitatea corect, echidistant și implicat. Sunt Sebastian Horvat și vă aștept în fiecare zi de la ora 17:30 la jurnalul Cube. Cube TV, energia implicării. Despre piața muncii. Despre piața afacerilor. Despre civism. Despre oameni și societate. Ne puteți vedea în fiecare marți de la ora 19:30 la Cube Arena General. Cube TV, energia implicării. Știri, televiziune, radio, eveniment live. Descoperă aplicația Cube News. Descarcă aplicația Cube News de pe App Store, Magazin Play și www.cubemedia.ro și câștigă premii. Dacă ești un tânăr ambițios și ai preocupări civice, Cube Tonic este pentru tine. Sunt Andreea Raluca Petrea și te aștept în fiecare luni și miercuri de la ora 21
să dezbatem problemele tinerilor din România și să furăm meserie de la diversi specialiști. Dragi telespectatori, am revenit în platou, în partea a doua emisiunii Cube Arena Sport, așa cum ați văzut în prima parte și cum vă informăm și acum pentru cei care ați accesat emisiunea noastră ulterior. Silviu Bălace și Răzvan Ionilă sunt invitați în emisiunea noastră. În prima parte am discutat despre carierele lor de fotbaliști. Acum continuăm discuția demarată spre finalul primei părți despre Galaxy Timișoara. Problema bazei sportive. Voi aveți acea bază sportivă și mai aveți și un teren de iarbă. Este vorba despre fostul stadion de rugby, să spun așa. Care este statutul juridic în acel moment, în acest moment? Explică-ne. Deci noi am închiriat acolo terenul. De la cine? De la firma Electrometal. De la Electrometal, da. Care are o echipă de fotbal. Noi am continuat să susținem echipa și să jucăm în Liga 6, pentru că astea au fost și asta a fost și înțelegerea pe care am avut-o cu cei de acolo. Am reușit să, cred că toată lumea știe foarte bine în ce condiții s-a regăsit terenul ăla și cum arăta, până să vorbesc doar de teren. Da, pentru că de gazon, lucruri de gazon, pentru că arăta foarte, foarte rău. L-am readus, cred că într-un an de zile, cu un sămânțat, cu tăvălugit, cum a reușit să ne procurăm niște, practic îl udăm și acum pe stil vechi, cu furtune, cu asta, dar ne-am ocupat de el și, cum am spus mai devreme, până să luăm pauză, cred că în momentul ăsta pentru copii, pentru ceea ce avem noi la școala de fotbal, este în stare destul de bună. Voi doriți, practic, să vă extindeți sau să modernizați acea bază? Vrem să modernizăm acea bază pentru că, cred că și mai bine decât mine, cred că de 25 de ani sau de 30 de ani, nu s-a făcut nimic acolo și avem un proiect. Am întâmpinat ceva piedici, sper să oamenii care vor să, cei care sunt de competență, să ne dea acele acte pentru a realiza startul proiectului, pentru că avem o întârziere de un an și ceva de când chiar noi, de chiar de unde aproape de noi. E din punct de vedere al partidelor de care aveți nevoie, de la autorități? Birocrație. Da, pentru că avem nevoie de niște aprobări, nu? Ca să... Nu poți să construiești fără aprobare. Pentru că să investești niște bani, noi nu vrem să facem cu bani europeni, n-am cerut ajutor financiar la nimeni, cu ce avem, cu ce n-avem. Totul strict din fondurile. Da. Exact. Doar să ne ajute, să ne dea acele... Acolo s-a tras și curent. Avem și pentru apă trase, dar degeaba stagnăm, proiectul este, s-au luat mostre și din tribună, din betonul de la tribună, să vadă, pentru că nu vrem să dăm jos acolo, vrem să realizăm cu vestiare, cu o sală de forță, în spatele terenului de iarbă vrem să facem un teren de nisip și unul de activități ale copiilor care în unele momente au ceva accidentări sau întâmpină ceva probleme, să poată recupera. Pe partea asta de recuperare avem și doi preparatori fizici. Unul acum, cu un domn profesor Mihai Andron, pe care cred că toată suflarea sportivă din Timișoara îl cunoaște și care, unde copiii se pot recupera și pot avansa ca și dezvoltarea lor fizică foarte bine. Îmi doresc din toată inima ca oamenii să înțeleagă și să ne dea voie, practic, să începem odată demararea acestui proiect. Să sperăm că se vor rezolva aceste aspecte. Se vor face două terenuri sintetice, care sunt foarte importante. Totul în termeni legali și
Pentru că, până la urmă, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, pot și alte, alte echipe să beneficieze de, de acea bază, mai ales că în Timișoara sunt foarte prost la acest capitol, din păcate. Sunt foarte multe baze care sunt în paragină. Da. Pentru că și asta este la fel, văzând tribunele alea normal, cum arată normal. Bun. Că... În ideea faptului că doriți să vă, să vă extindeți proiectul, a fost în weekend în Serbia și există discuții pentru începerea unei colaborări care cu Steaua Roșie Bernu. Da, ne poți spune succint despre ce e vorba? Vă oferim o informație în, în premieră. Da, pentru... discuții, sunt discuții de mai, de mai mult timp. Partenerul meu, Goța, fiind și sârb, da, normal că are niște contacte. Chiar după turneul ăsta am mai primit niște aprecieri, cu toate că... Așa ca și rezultate pe echipe nu au fost wow, ceea ce pe noi în momentul ăsta la copii de 7, 8, 5, 9 ani nu ne interesează foarte mult rezultatele obținute oricum. Ne interesează să obținem niște rezultate printr-un joc frumos, printr-o dezvoltare pe care pe copiii respectivi după 14-15 ani, atunci când începe să se pună ușor, ușor presiunea pe, pe rezultate, îi vor ajuta foarte mult. Și atunci, practic, ce, ce ar însemna o eventuală colaborare cu Steaua Roșie? La ce capitol? Normal, ei să... Prima dată, în ce, ce discuții am avut, să, să reușim să ducem copii într-un camp la ei, da, de o săptămână, de 10 zile, pentru că ei sunt un club la un nivel, din ce am văzut și acolo, destul de mare și vedeți că an de an se, se califică, da, în grupele Champions League. Primii pași ăștia vor fi să ducem noi copiii către ei, să-i evalueze, ei vor rămâne în, da, în evaluarea lor și cu siguranță cei care vor fi de, doriți acolo, ei vor avea din start prioritate, da, pentru, pentru acești copii. Iată, vrem ca noi, bună, antrenorii, să mergem, da, să ne găsim timpul necesar să mergem, să ne instruim, da, pentru că tot timpul am căutat și eu și Răzvan și ceilalți antrenori pe care, pentru că suntem 8 antrenori și 2 preparatori fizici, să mergem, tot timpul căutăm ce apare nou, ce stea, ceea ce este nou, pentru că dacă nu mergi pas, pas cu pas la ceea ce apare în, în fotbalul modern, nu ai cum să, nu ai cum să faci față. Nu putem noi să spunem că suntem atotștiutori, nu putem noi să spunem că așa cum gândim noi este... Asta e pur adevăr, dar tot timpul căutăm să ne, să ne documentăm și să punem și noi mintea noastră la contribuție, să realizăm lucruri, lucruri bune. Și atunci vom merge și noi să, să vedem, da, să este, ne școlim este, la ei, da, pentru da, că avem nevoie tot timpul de, de, de învățare. Nu putem, colaborări de ordin tehnic și da, de, de know-how, și mai puțin pe partea financiară, lucrurile se pune problema. Dar să ne cumpere un jucător. Da, n-ar fi rău. Să producem acel jucător. Da. Ultimul jucător descoperit în, a fost Luka Jovic de Steaua Roșie și acum joacă la Real Madrid. Sperăm că un mic Jovic va ieși și de la Galaxy. Mergem încet spre ceea ce înseamnă activitatea voastră la CS Poli, dar nu pot să nu amintim, să nu amintesc de faptul că în perioada de toamnă cât ați antrenat CS Poli, a fost o problemă la un, la un meci al vostru sub culori de echipe Electrometal. În cele din urmă ați rămas cu 6 respectiv 9 etape de, de suspendare. Da. Ce ar mai fi de spus după, după asta? Înainte de toate, e dreptul fiecare să apere. Ați avut și voi o, o parte de vină la toată povestea asta, dar ce ar mai fi de spus după acele evenimente petrecute la un meci, la un meci din campionatul Ligii a 5, așa cum am amintit? Răzvan, tu ai fost... Eu am rămas cu un gust amar din toată... Din... Eu l-am făcut ca un circ. Tot circul ăsta... Bun, nici nu vreau să-mi iau eu că nu-s vinovat. Sunt cel mai mare vinovat. Și eu și Silvia am stat la discuția amândoi și după și am avut mustrări și... Da, pentru că fiind în teren... Ca sportiv, oricum ai niște reacții. Greșeala, da, că... N-aveam ce să căutăm acolo din start, dar lucrurile au decurs cu totul și cu totul altfel, care lumea a perceput-o că, ca și cum noi am fi fost bubele negre, ceea ce a fost total eronat.
Voi vreți să spuneți că ați avut și voi o parte semnală? Partea noastră de vină, noi suntem primii vinovați, da? Că nu avem ce să căutăm acolo. Din start, eu nu vreau niciodată să mă dau că nu am fost vinovat în tot circul ăsta. Dar de acolo până la a te suspenda un an de zile, în prima fază, mie mi se pare aberant. Mai ales că am făcut aceeași faptă care au făcut-o și cei care au fost de la echipa adversă. Echipa adversă a primit 0 etape, noi am primit 12 luni de suspendare. Pe ce? Nefiind niciodată la... Păi credeți că a existat o ostilitate? 100%. 100%. Da, cu ce interes până la urmă? Nu știu cu ce interes. Fost, dar... Probabil că au vrut să dea un exemplu cu mine și cu Silviu. De fapt, cel mai mult l-a lovit pe Silviu. Cele pe mai mine... cunoscute nume din toată povestea. Dar noi n-am fost niciodată la vreo comisie de disciplină, nici la FRF, nici la AJF. N-am deranjat pe nimeni. Nu am... Dar ce am întâlnit în AJF, eu am rămas mască. Deci eu am rămas, am cerut niște acte să ne apărăm. După ce ni s-a dat acea sentință de 12 luni, niște acte am făcut cu niște rapoarte să ni se dea și nou în baza cărui fapt cine m-a judecat pe mine, de ce m-a judecat. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, nu am treabă cu ce s-a întâmplat cu Silviu sau cu ceilalți doi care au participat, între ghilimele, că de participat au participat toți. Și echipa noastră și echipa adversă. Echipa adversă a primit o etapă de suspendare terenul, care asta făcea și caz de necaz, săracul teren la ce vinovat au, ce vină a avut. De la gătaia. Și lucrurile s-au deraiat. Vrut să dea exemplu cu noi, s-a dat exemplu foarte drastic. Oameni care sunt incapabili în comisiile de disciplină, incapabili. Deci așa ceva n-am putut să văd de când sunt în fotbalul ăsta. Nu credeam că există. Deci nu am putut să cred că ne poate judeca un om care, bun, fost poliția, n-am nimic cu poliția, Doamne ferește, dar te poate judeca în așa fel, nici dacă făceam crimă nu mă judeca așa. După care se revine la 9 etape, 6 etape, nici nu mai știam la un moment dat câte etape am de suspendare. Deci așa de harababur era în AJF-ul ăla. Care domnul Romică Malac, ne știe în caracterul și mie și lui Silviu, știe ce fel de oameni suntem. Am lucrat împreună la Poli Timișoara. N-a venit o singură dată să ne cheme. Băi, oameni buni, ce ați făcut? De ce s-a întâmplat treaba asta? Nimic. Între poate, el nici nu ar avea căderea să intervine într-o asemenea speță. Sau tu te referi la o discuție... Dar n-ai cum să nu ai abilitatea asta. De informare. Nu ai cum să nu ai abilitatea asta să te impui în fața unei comisii sau să spui părerea în fața unei comisii atât timp cât e șeful AJF. Mie, din punctul meu de vedere, e clar că a fost o clară țintă și dar Silviu și eu. În alte situații ați simțit voi din partea AJF-ului o ostilitate? De la prima declarație am simțit-o. Pentru că prima declarație a șefului AJF a fost Silviu Bălacea Serigardu, care omul ăsta nici măcar n-a trecut până la gard. Da, ce a făcut? Și-a asumat. A spus clar. Și eu mi-am asumat. Am spus clar, n-aveam ce căuta acolo. Dar de acolo... Judeci după ce ai făcut. Hai să judecăm după ce am făcut. Când aveai și imagini. Pentru că noi... Și am venit și cu probe în care se spunea... Am avut și probe. N-am avut. Oricum a fost un lucru pe care pe mine unul m-a afectat foarte mult. A scris presa, preluate de la unul de la altul, fără să discute, să vadă dacă a fost. În fine, răutățile astea sunt. Dar după judecarea acelei comisii, din nou s-a trecut breaking news-uri, un an de zile, nu ne-a afectat activitatea fotbalistică, activitatea din orice, de antrenor, de deci copii, la copii n-am avut de... Clar, eu zic, și din ce am văzut și din ce am discutat și timpul după ce trece, le vezi multe lucruri care se întâmplă, am deranjat ACS Galaxy Timișoara și deranjăm. De când ne-am deschis, în continuare deranjăm, în continuare se procedează ca ajung de la una alta, pentru că ar fi multe lucruri și probabil că o să ne mai discutăm. Ajunge până acolo încât a contacta direct copiii niște lucruri pe care noi le mai discutăm în ședințele de AJF și nu se respectă. Am deranjat că am preluat pe aceste poli și s-au auzit vorbe că noi vrem să luăm bază sportivă, club, baze, ceva care... N-avem atâția bani. Și s-a așteptat momentul ăla în care, fiind foarte pasionați pentru partea de antrenorat, ne-am implicat și acolo, pentru că am vrut puțin să ieșim din, și eu și Răzvan, să ieșim din mediul de copii și junior, pentru că gândul meu de viitor
Și când am fost în ultima perioadă înainte să mă las de fotbal, și acum este să ajung antrenor la echipă de seniori. Și atunci probabil că am deranjat și deranjăm foarte, foarte mult. Eu aș vrea să spun că dacă reprezentația AJF-ului îl doresc într-o emisiune viitoare să-și exprime părerea, nu este nicio problemă să ne contacteze. Să sperăm că până la urmă lucrurile vor intra pe un făgaș normal, ceea ce înseamnă relaționarea AJF cu acest club sau cu celelalte cluburi, în caz că sunt probleme. Ați pomenit de faptul că această nefericită întâmplare va afecta și parcursul la ACS Poli. Până la urmă, ce va determina să vă implicați tehnic vorbind la echipa aflată acum, din păcate, în Liga a treia, pe ultimul loc? Cum am spus mai devreme, ne-am încămat la un lucru și la o muncă mai grea față de ce făceam la noi la club, la Galaxy. Dar cum am spus, ne-am dorit foarte un pic să ieșim din mediul ăsta de copii și juniori, să vedem, pentru că toată lumea spune, păi nu puteți să te luăm, că n-ai experiență. Păi bun, când voi avea experiență? La 70 de ani? Adică niciodată n-ai experiență, dacă nu ajungi undeva. Normal că înveți, dar și zic, haide să facem efortul ăsta, ne-am înțeles cu domnul Mușat, când să facem antrenamentele, pentru că nu ne afecta și perioada, și antrenamentele noastre pe care le și meciurile din campionat pe care le aveam cu grupele noastre de copii. Am stat de vorbă, până la urmă ne-a convins, ne-am întărit și noi, ne-am ambiționat și noi mai tare, adică putem să facem și lucrul ăsta, și am preluat în începutul lunii septembrie. Știam, de-aia nu ne-am plâns niciodată. Și de asta eu sunt așa nervos și supărat. Nu ne-am plâns niciodată și niciodată nu o să fac lucrul ăsta. Am știut unde mă bag, am știut ce a preluat și la niciun interviu pe care le-am dat până în momentul când s-au întâmplat acele lucruri. Și acum că sunt aici, dar sper să se întâmple lucruri bune, să continuăm mai departe și acest proiect cu Poli și să-l ducem la bun sfârșit așa cum ne dorim noi. Până s-au întâmplat lucrurile alea, la ce interviuri am dat după meciuri, nu m-am plâns niciodată. Și știam unde ne-am băgat. Asta am hotărât și cu echipa. Ne-am transmis. Haide să vedem până în iarnă. Astea sunt condițiile. Și acum care este situația? Ce șanse de salvare sunt? Care sunt perspectivele pentru această primăvară? Este foarte greu. Este foarte greu. Aștept și din partea lunea Moșii să mai realizeze câteva transferuri. Sunt prima jucători. Prima domnul administratorul special. Special, președintele clubului. Suntem foarte puțini. Da. Suntem foarte mulți puțini. Am fost puțini, am rămas. Am rămas puțin, așa este la greu. Ca și jucător, numele pe care mi le-am realizat și lucrurile pe care le-am făcut, le-am făcut aproape singur. N-am avut nicio mână care m-a împins din spate și constat că probabil și ca antrenor, eu îmi doresc, încă o dată spun lucrul ăsta, să ajung la o echipă de seniori și nu oarecare. Probabil că voi avea un deal la fel de abrupt, o pantă la fel de abruptă de urcat, pentru că ți-l dă începutul, știi? N-ai de multe ori... Acum nu te uiți în curtea ceva, unii au o șansă, alții trebuie să muncească foarte mult pentru a... Și atunci te doare când vezi că ești lovit sau mulți încearcă să-ți pună piedici. De atât, sunt un luptător, voi fi un luptător și nu voi ceda niciodată. Cum îi motivați pe jucători? Că vorbeam despre Pasăra Pandurul, cum vă motivați. Ce le spuneți? Mai ales că și situația financiară este cum este, restanțele salariale la jucători și restul staff-ului sunt cum sunt. Ce le spuneți? Adevăr. Cum îi, adevăr. Dar cum îi determinați să se antreneze? Sunt copii tineri. Pentru că fiindcă e vorba despre copii și este o șansă pentru ei. Sunt copii tineri. Ei, dacă rezolvă situația asta de a scăpa de retrogradare, sunt fer convins că mulți dintre ei vor pleca de aici. Au calitate. Au calitate. Sunt copii talentați. Copii născuți unii 2002, alții mai
Bine, sunt puțin care-s mai în vârstă, trei ghilimele, la 20 de ani ești în vârstă. Da. Da, pentru că și în turul campionatului ne-a lipsit un pic, experiență. Adică a fost clar, da, dacă mai aveam două, trei piese cu experiență. Prin lui Daminuță ce va însemna pentru băieți? Clar e un plus. Chiar dacă nu se antrenează de ceva timp, eu zic că e un plus. Are experiență, se vede. A venit Bilia, Migacos. Sperăm să și, mai și rezolve. Doi, trei jucători, mai sunt câțiva copii cu care am vorbit de la București. Da. Care mai, sper să... Mai sunt ceva nume importante care ați vorbit? Cine ar mai fi pe lângă ce... Sunt niște discuții, dar până nu-i concret. Mariu Staicu. Da, da, Mariu Staicu, da. Încă sper așteptăm săptămâna viitoare. Iar condițiile astea de infrastructură, de a pune la punct toate, astea contează foarte mult. Foarte mult. Bun, așa, ca să rezumăm, ne apropiem de final. Pe finalul misiunii vor fi două știri legate de activități în ultimele zile de la ASU Porteni, ca respectiv Ripensia. Ambele echipe au intrat în cantonament astăzi, una ASU Porteni în localitate, Ripensia a plecat în Turcia. Vorbim și despre ele așadar în ultimele minute, veți urmări acele știri legate de aceste echipe. Pe final, ce ar mai fi de spus? Mai sunt oameni care susțin ACS Poli, sunt suporteri care mai sunt alături de această echipă, mulți puțin. Ce le-ați transmite? Ce le-ați spune? Din păcate, se pierde identitatea clubului. Din păcate, dacă nu vine cineva cu o implicare și financiară și cred că mai degrabă financiară. Aici e problema. Iar așa lucrurile astea birocratice care mă depășesc și nu știu exact situația financiară a clubului. Sau... Dar e clar că sunt probleme foarte mari. Până nu va veni cineva care se implice total, nu 100%, 200%, e foarte greu. Mai ales și financiar, și infrastructură, și din toate punctele de vedere. Bun, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Am senzația că emisiunea ar mai fi putut de o oră, am avut atâtea de multe subiecte. Vom reveni probabil înainte să înceapă partea a doua a campionatului Ligii 3 cu, să sperăm, pentru tot ce înseamnă susținătorii ACS Poli, cu vești bune. Acum, pe final, așa cum am zis, vreau să le mulțumesc lui Silviu Bălace și Răzvan Ionilă pentru prezența în emisiune. A fost o emisiune cu foarte multe informații și foarte multe amintiri frumoase, în special în prima parte. Acum ne lovim de cruda realitate. Pe final, așadar, stimați telespectatori, ultimele vești de la ASU Politehnica și Ripensia. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi și în această seară. Ne revedem săptămâna viitoare la Cube Arena Sport. O seară plăcută! ASU Politehnica Timișoara a învins-o fără probleme pe Pobeda Dudești Vechi, echipa de Liga 4, cu scorul de 5-1, într-un joc de pregătire desfășurat sâmbătă. Bulgarii au reușit să echilibreze jocul doar la mijlocul primei reprize, atunci când au egalat prin Boboiciov. Golurile echipei timișorene au fost marcate de Mera, Șofran, Săulescu, Accente și Manea. Începând de astăzi, până în 5 februarie, elevii lui Octavian Benga vor efectua un cantonament în Timișoara. Următorul test pentru albioleți va fi sâmbătă 1 februarie, atunci când ASU Politehnica va evolua contra terței divizionare CS Ghiroda și Giarmatavi. La finalul jocului de sâmbătă, antrenorul Octavian Benga a evaluat situația formației sale înainte de intrarea în stagiul de pregătire local. O victorie în primul amical, o victorie destul de clară. Mulțumit de efortul băieților de astăzi? Da, mulțumit de efort. Am făcut două echipe, i-am amestecat pe jucători, nu suntem încă titulari sau rezerve, toți pleacă cu șanse egale, de aceea și combinat, mixat, așa să spun. Sunt mulțumit de efort. După o săptămână destul de grea, s-a văzut și puțină oboseală. Desigur, mi-aș fi dorit mult mai mult de la anumiti jucători, dar trebuie să înțelegem că avem și câțiva jucători noi care trebuie să se încadreze în cadrul lotului, să se adapteze cu cerințele echipei, dar vreau să-i felicit pe jucători pentru săptămâna care s-a încheiat, pentru că s-au pregătit exemplar și n-am nimic ce să le reproșez.
În prima repriză ai folosit trei dintre jucătorii pe care i-ai urmărit în ultima vreme, Godin, Navas și Coroiu. Da, jucătorii cu care ne-am dorit să completăm, lotul. Nu i-am băgat neapărat pentru că este prima repriză sau a doua repriză. Cum am spus, jucătorii noi au fost și în cea de-a doua parte. Repet, o imagine foarte clară sau eu știu, randamentul lor nu poate să fie încă unul foarte ridicat, pentru că mai au nevoie să se adapteze la oraș, la cerințele echipei, chiar la temperatură, mă refer la jucătorul spaniol pentru că vine dintr-o zonă mai caldă. Cu siguranță, cu timpul, evoluțiile lor vor fi mai bune și sper să se încadrăm cât mai repede și să formăm un grup unit, la fel ca și în tur, pentru că unitatea grupului a dat în primul rând aceste rezultate pozitive. Mă refer. Jucător din Ghana nu mai vine? Un jucător din Ghana nu mai vine. Mi l-am dorit foarte mult, pentru că era un jucător de lot național, a făcut parte din național de juniori ale Ghanei și mai apoi la tineret, un jucător care acoperea două posturi, și anume fundaș central de picior stâng și fundaș stânga. Din păcate, problemele cu viza și așteptarea prea lungă m-a pus într-o situație în care se spune să nu mai vină, pentru că urma apoi și dreptul lui de muncă și acela dura 6-7 săptămâni și nu mai aveam timpul necesar. Godin e sigur, rămâne ca și semnat? Jucătorii, cei noi care ați văzut, sunt ca și semnați, mai urmează, eu știu, ultimele detalii contractuale și în momentul în care sunt 100% înregistrați, vor fi anunțate atât pe site-ul clubului, cât și public. De aceea nu anunțăm jucătorii decât când suntem 100% convinși că sunt jucătorii noștri. Care e situația lui Popescu? Până la urmă va rămâne la Sepsi? Popescu, da. Popescu a fost dorința celor de la Sepsi să-l recupereze. Am primit puțin cam târziu informarea, pentru că mi era mult mai simplu, eu știu, din decembrie să caut dublură pe acel post de junior. În fine, ne-am mișcat destul de repede și nu e nicio problemă, ne vom găsim soluții în acea zonă. Urmează cantonamentul? Da, de luni vom intra într-un cantonament pe plan local. Și antrenamentele, mare parte, le vom avea la baza 2 și la știința. Vom intra 9 zile în cantonament. Sper să fie un cantonament reușit. Timpul să ține cu noi, pentru că nu este ușor să faci pe terenul înghețat sau, eu știu, chiar pe terenul sintetic. Dar ne adaptăm la ce avem și sper ca după cantonament jucătorii să fie în primul rând sănătoși și să nu avem accidentări. În cantonament intră toți cei pe care i-am văzut astăzi sau mai pot apărea modificări? Da, mai poate să apară un jucător, dar nu vreau să vorbesc, un jucător bun. Vom afla luni sau marți dacă îl putem lua. Deci, în mare parte, lotul este în proporție de 90%, 99% este cel care l-ați văzut. Poate mai fi o venire și o plecare. Deci dacă vine un jucător, va pleca alt jucător. Dar, în general, nu pot să confirm, veți vedea luni. De la mijloc în sus. Următorul meci e sâmbătă unde? Da, următorul meci este sâmbătă aici, pe terenul sintetic, la aceeași oră. Vom juca cu cei de la Ghiroda. Astăzi dimineață, delegația Ripensei Timișoara a plecat spre Turcia, acolo unde trupa lui Alexandru Pelic va fi cantonată până pe 7 februarie. Din lotul roș-galbenilor fac parte și ultimii jucători transferați. Este vorba despre Ivan Urvanțev, respectiv gemenii Andrei și Valerii Macrițchi, toți proveniți de la echipa Dinamo Auto Chișinău. Pentru efectivul din cantonament au fost cooptați și mijlocașul ofensiv Cosmin Sârbu, trecut și pe la CFR Cluj.
În total, Ripensia va susține 5 meciuri de verificare în Antalya, cu Septembrie Sofia, divizionare secundă bulgară, Flamurtari Priștina, prima ligă din Kosovo, FC Universitatea Craiova 1948 din Liga 3 din România, Kit Go Pechevco din Liga 3 din Macedonia de Nord și FC Scupi din primul eșalon din Macedonia de Nord.